încărcat cărămizi pe cuza vodă. O clădire veche a ajuns într-o stare avansată de degradare. Din imobil se desprind bucăți de tencuială care cad pe aleea pietonală. După mai multe reclamații ale trecătorilor, a fost căutat proprietarul. S-a constatat că acesta a decedat, iar moștenitorii nu se cunosc. Polițiștii locali au luat măsura împrejmuirii clădirii pentru evitarea rănirii pietonilor. Din datele pe care le deține Direcția de Poliție Locală Buzău în acest moment, rezultă faptul că proprietarul imobilului situat pe strada Cuza Vodă este decedat și nu se cunosc moștenitorii acestuia. Polițiștii locali au delimitat zona pietonală pentru siguranța cetățenilor. Au fost anunțate serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Buzău în vederea găsirii unei soluții pentru rezolvarea acestei situații. Situația a fost reclamată și la primărie, unde se continuă demersurile pentru identificarea moștenitorilor. Dacă vor fi găsiți, aceștia vor fi obligați să refacă ori să dărâme clădirea.